Domnilor și domnilor, începe o nouă ediție delicioasă de divertisment alături de Cătălin Măruță. Așa e! Așa e, așa e! Bună ziua, bună ziua! Am o rugăminte și în primul rând, dacă se poate, să continuați aplauzele în primul și primul rând, pentru că și ieri, oameni buni, datorită noastră am fost lider de audiență. Vă mulțumim mult, 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 mult de tot că ne-a spus acolo pe primul podium. Avem și astăzi o emisiune Trăsnet. Sunt convins că o să vă placă, așa că din toată inima vă zic să fiți alături de noi. Am mulțumit cu audiența. Ciucă, la mulți ani. Te cheamă astăzi Constantin Ciucă. E ziua ta. N-ai vrea tu. La mulți ani, Costică. Astăzi vrem să spunem un sincer și călduros la mulți ani printre cei pentru cei peste 1.750.800 de sărbătoriți. Așadar, le spunem un sincer și călduros la mulți ani. Printre ei, să știți că se numără și tata. La mulți ani îi spun și lui. Mă număr și eu, că tot neamul Constantin. Așadar, le mulțumesc mult de tot celor care au trimis urări pe Instagram, Cătălin Măruță, sunt eu cu bifa albastră, sau pe adresa de Instagram a emisiunii la Măruță, liniuță jos, ProTV, mai avem puțin și facem 10.000 de euro. V-am zis, știu că la... de 10 euro. 10.000 de fani, iar Ciucă a promis că dă 10.000 de euro când facem 100.000 de fani. Când fac eu 100.000. Am încurcat datele, bă, Ciucă. Dăm 10.000. Bun. Acestea fiind spuse... Să continuăm emisiunea, de obicei era tor la emisiune, mai aveam și noi o prăjiturică, o bucuriță, dar asta e. Nu e nicio problemă. Cine? Ne-a sunat cineva? A sunat? Ah, un mesaj. Numai o secundă, echipa emisiunii, echipa de 10 foarte vigilentă, are un mesaj despre care eu nu știu. Ia să vedem ce surpriză! La mulți ani, Cătălin Constantin Măruță. Mi-aș fi dorit să fiu un platou să-ți transmit toate gândurile bune, dar, din tot sufletul, îți spun un sincer la mulți ani de aici, din Veneția, și îți trimit un cadou care sper să-ți placă. Știu sigur că îți place. Poftă bună! A, șef Cătălin Petrescu, un băiat senzațional, e în Veneția. Foarte bine, șef, mulțumim mult de tot. Laura, tu ești trimisa șefului? Păi da, fac echipă bună cu Arăți foarte Petrescu. Bine, să știți. Vine foarte bine rochia asta, ești primăvărate că Laura... Știi că mi-era dor să ies cu tine la masă. Oho, mă simt prost că sunt îmbrăcat așa, în tricou, cămașe, tu arăți prea bine. Mulțumesc. Bine, Laura. Deci, știi, Cătălin le spune tuturor, sper să-ți placă. Da. Ți-mi minte? Da, da, Cătălin Petrescu a zis că are ceva pentru mine. Uh-huh. Adică pe tine te-a trimis să-mi aduci ceva, iar tu vrei să mă alegi la o, că simt normal, că ai eșarfata. Păi de asta am zis că mi-era dor. Ok, perfect, Laura. Haide, mergem aici sau mă legi aici? Hai aici, te mai leg, stăm pe canapea. Da, ne trebuie și o furculiță. Trebuie să-ți dai jos ochelarii, trebuie să nu vezi. Gata, mă legi aici, stăm în picioare hai sau jos aici. Pe canapea? Aici, hai, aici. Așa. Deci, bă, și Laura Lezis, colega mea, oameni buni. Dacă puteți observa cât de sexy e Laura Lezis, colega mea. Bă, Ciucă, bă, tu ai mai văzut-o și în pantofi cu tocă? Altă treabă. E așa la sărbătoare. Altă treabă, pentru că de obicei ea merge pe teren și este pregătită de să găsească tot felul de reportaje și materiale. Cică, Cătălin, să te așezăm. Unde? Hai, haide. Simt mirosul. E ceva. Pune la mijloc, pune la mijloc. Hai pe canapea. Hopa. Așa. Ia să vedem. Deci o surpriză de la Cătălin Petrescu astăzi, exact, de ziua mea, de Sfântul Constantin. Le spun și celor de acasă la mulți ani. Și trebuie să mănânc ceva care mișcă? Da, e foarte încă colorat. Încă el tot o încă mai mișcă, cu tot felul de lucruri ciudate. Cum? Încă mai mișcă, uite. Radule, am încredere în tine. Stai să simt după miros. Alege, din stânga sau din dreapta? Din dreapta. Hai, mai frumoasă, dreapta. Mai frumoasă stânga. Da. Bă, da, ai curaj? Laura, așa mă știi tu de câte ori mai legat tu la ochi și am mâncat absolut orice. Ți-am păi zis, da, Laura, da, cum că e să vină ziua o vreme ta. Când o să-ți fac o surpriză. Te aștept. Doamne, da, ce mâncăruri o să avem pregătite pentru Doamne, tine. Doamne, dar ce surpriză avem noi pentru Haide tine. Haide să vedem despre ce este vorba. Deci mă strânge asta la unde nu mai pot. Hai. No, 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 nu, 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 șef Cătălin Petrescu e prietenul nostru. Ia vezi, și asta e fac da, pariu cu ce vrei tu. Ca lumea. Doar dacă, da. Băi, ăsta e sushi cu foie gras. Doar dacă vrei să spui dacă a pus ceva în el. Ai curaj? Da. Tot. Dăm cu afurcul. Nu mai mănânc, da? Mai mănânc? Hai. Sushi îți mai dăm una și fugim? Bravo. Și cu ce? Îți mai dăm una și fugim. Cu Jim?
Fugim! Plecăm! Că ne face semnana, că trebuie să... Fugim? Da. Hai, ia. Uite, îți dau una, din asta n-ai mâncat. Sigur, din asta n-ai mâncat. N-ai mâncat din asta, sigur n-ai mâncat. Nici eu. Sushi de la șef. Deci, bă, ăsta la nimerică e cu foie gras. Deci omul face cel mai bun sushi. Mai avem o surpriză. Încă una, foarte bine, îmi place. Vine și Andreea Marina astăzi, surprize, surprize. Uite, Andreea. Mergem cu surprize, surprize. Las că lecșor pe cineva la ochi asta să-i dau. Păi numai că a văzut. La mulți ani, Constantin, de la prietena noastră, Florența, nu? Da. De la prietena noastră, Florența. Florența, mulțumim mult de tot! Mamă, e bine mă să-l chime, Constantin! Radu! Am uitat că Ciuc a făcut parte din cor la un moment dat. Am prins dar ultimul vers. Te rog frumos să-l iei și să-l împărțim acolo colegilor noștri. Mama arată senzațional și de la de casă. Până de la Florența, nu mai prins nimic, fii atent. Laura, să știi că să te cuprind. De sushi. Nu, lasă-le acolo, de ce? Că era pentru mine. Glumesc, Laura, normal. Stai să te cuprind, Laura. La oameni buni. Laura, dar vreau să te întreb ceva, dar vreau să fii sinceră cu mine. Întreabă-mă. Te-ai îmbrăcat așa sexy astăzi doar pentru mine? Da, sau... am știut că intru în emisiune și m-am aranjat așa frumos. Eram în blugi, dar m-am schimbat. Să știi că stă foarte bine. Laura de obicei merge foarte mult pe teren și e îmbrăcată așa de aventură. De teren, da. Arăți, e super, Laura. Mulțumim mult.